Marcel Ciolacu, lider al PSD, și Paul Stănescu, secretar general al partidului, s-au aflat astăzi într-o scurtă vizită prin Zalău, în drumul lor de la Cluj la Satu Mare. Aceștia s-au întâlnit cu reprezentanții administrației locale și județene și au ținut să felicite autoritățile pentru investițiile din Sălaj. Aveți un municipiu superb. Domnul Stănescu fusese mai acum vreo acum vreo 4 luni și vă felicit. Am înțeles că aveți pentru prima oară cel mai bun buget pe dezvoltare. Da. Iar ce trendul îl dau cifrele și vă felicit pentru această abordare. O să avem în tot municipiul lucrări care se vor face și ce este foarte important sunt lucrări pe fonduri europene. Avem contracte semnate de aproape 100 milioane de euro, bani europeni, ceea ce pentru municipiul nostru este foarte bine. Zilele trecute s-a dat startul la prima lucrare pe programul operațional infrastructură mare. Practic, pentru județul Sălaj, proiectul ăsta realizează în următorii ani, până în 2023, posibilitatea de racordare la rețea de apă a 98% din populație. Nu știu câte județe vor fi în situația asta, pentru noi e foarte bine. Cât despre situația politică actuală din România, Marcel Ciolacu spune că suntem într-o criză, intenționată alimentată de partidul de la putere. Suntem într-o criză care putea fi încheiată imediat, după ce ai pierdut guvernarea cu 261 de voturi, cel mai bine era să stai acasă, mai ales după 3 luni de la investire. N-am auzit până acum, e o premieră. Adică domnul Orban face multe premieri, noi îl ajutăm. Criza este una indusă. Cred că președintele României trebuia să cântărească lucrurile. A preferat o criză. Asta este, e decizia, are atributul constituțional de a desemna premierul. Este decizia domniei sale. Întrebat despre situația din interiorul partidului pe care îl conduce, Marcel Ciolacu se declară optimist și spune că momentul critic din PSD a trecut. Am avut un moment critic. După pierderea alegerilor prezidențiale, după pierderea alegerilor europarlamentare, Partidul Social Democrat s-a aflat în cea mai grea conjunctură a existenței sale. Și care au fost învățămintele pe care le-ați dat? Să nu mai facem aceleași greșeli. Momentul critic al Partidului Social Democrat a fost depășit. Eu, dacă ne gândim la o luptă, eu sunt ferm convins că următoarele alegeri vor fi câștigate de Partidul Social Democrat.